Cel mai tare turneu de șah al momentului din lume se ține la București. Ana Maria Brânză a deschis ziua. Ana Maria Brânză a făcut prima mutare la super turneul de șah de la București, unde sunt 7 dintre cei mai buni 10 jucători din lume. Vicecampionul mondial e un rus, dar nu participă sub steagul țării sale. Fosta campioană olimpică a făcut și premierea. Bunicul meu, care din păcate nu mai este printre noi, a încercat în repetate rânduri, doar că eu nu aveam răbdare. Tocmai de aceea am ales varianta, să spunem, dinamică a șahului. Lider după primele 3 zile la turneul de la București, la care a venit și Kasparov, e Bogdan Deac. Românul e pe locul 58 în lume. Câștigătorul va pleca acasă cu peste 100.000 de euro. Urmărește cele mai tari show-uri integral pe ProTV+.